Bujori. Asta este barba împăratului, așa se numește. Acolo sunt salcâmi care sunt în curtea cealaltă. Nu știu dacă vă imaginați cum este când sunt înfloriți. Îngrijiți și plantele vecinilor? Nu, nu ne îngrijesc, dar mă bucur de ele. Doctorița Nirvana Georgescu adoră plantele. Îi place să grădinărească și în fiecare săptămână petrece ore întregi printre flori. Mă relaxează extraordinar de tare. Uneori râd și zic că sunt ca copiii aceia care se joacă cu nisipul pe plajă. Cred că dacă mă vede un grădinar profesionist o să mă critique. Important este să le văd că supraviețuiesc și că ajung să crească. La fel de preocupată este însă și de meserie. Nirvana Georgescu este director de calitate și siguranță a pacientului într-o clinică privată. Rolul ei este să se asigure că practicile, procedurile și protocoalele medicale sunt aplicate corect în unitatea sanitară, astfel încât pacientul să n-aibă de suferit. Am făcut foarte multe pregătiri pentru calitate și siguranța pacientului într-adevăr, în afara țării. Igiena mâinilor, riscul de cădere sau prescrierea corectă a antibioticelor sunt doar câteva dintre direcțiile în care Nirvana Georgescu instruiește personalul din spital. Acolo sunt foarte bine, deci pe palme ești uniform așa. Uite-te și tu să vezi. Vezi? Da. Sunt bine. Ia de puțin vârfurile degetelor. Da, e corect, bravo. Hai să întoarcem invers și să ne uităm. Uite puțin pe police aici, aveți? Aia, pe stânga, e stânga ta. Și pe mâna dreaptă, pe spatele degetelor. Da. Pe care trebuie să mai insistăm puțin, vezi? Organizația Mondială a Sănătății a făcut o hartă cu care sunt ariile pe care le ratăm cel mai frecvent. Și degetul mare, policele, este întotdeauna unul dintre cele mai frecvente locuri pe care le ratăm. Cu acest dispozitiv verifică modul în care angajații și-au dezinfectat mâinile. Odată pe trimestru ne chinuim să facem lucrul ăsta și ei au cursuri. Adică ne străduim să facem un soi de instruiri interne. Când ajungem că venim cu microbii de afară, după ce ne-am schimbat ne spălăm, înainte și după contact cu fiecare pacient și apoi când plecăm acasă. De altfel, autoritățile din sănătate au atras atenția adeseori asupra faptului că spălatul necorespunzător al mâinilor reprezintă una dintre principalele cauze ale răspândirii infecțiilor intraspitalicești. Apoi, o altă regulă pe care tot personalul medical trebuie să o respecte ține de medicamente. Fiecare pacient are coșulețul lui cu doctorii. Asistentele verifică fișa înainte să administreze tratamentul, iar medicamentele cu risc sunt semnalizate printr-o bulină roșie în depozit. Fiecare coșuleț este pentru un pacient. Medicația nu se amestecă între pacienți. Sigur că se depozitează, dar când este medicație pentru pacient, este într-un coșuleț individual. Și doar din coșulețul acela și doar etichetată, pentru că și plicurile, va arăta colega mea, au pe ele eticheta pacientului. Ca un lucru psihologic, cineva care pune mânuța aici și vede că este cu etichetă roșie, se gândește din start că este un medicament la care trebuie să fie foarte atent. Și îmi place că ați început să puneți și bulinuța asta. Aici nu o pui? Sau... Da, pun, numai că trebuie să le reorganizăm. O profilaxie s-a transformat în tratament. Tratament. Ceea ce, ceea ce nu este conform. Adică s-a dat prea ușor și prea des un antibiotic puternic. Da, dacă putem să-i spunem așa, puternic. Noi nu suntem un organism de represiune. Adică noi nu o să facem presiune asupra medicilor, încercăm să monitorizăm calitatea actului medical. Mergem și le explicăm și povestim de ce am făcut regulile respective și de ce trebuie să le facem într-un anume fel. Nici de la identificarea și monitorizarea corectă a pacientului nu se face rabat în spitalul în care lucrează doctorița Nirvana Georgescu. În acest scop, bolnavii primesc anumite brățări în funcție de riscurile la care sunt supuși. Toți pacienții când se întorc de la terapie, se întorc cu brățară MOV. Fetele le reevaluează pe secție și dacă scade scorul, ca să zic așa, scapă adică de brățară. Eu dacă am brățara asta, înseamnă, ca pacient, înseamnă că există, că riscul există risc să cad. Să cădeți. Aveți o alergie, înseamnă că aveți un risc de cădere, că mai aveți și alte riscuri la care noi trebuie să fim atenți. Noi nu învățăm doctorii să-și facă meseria. În niciun caz. Noi aducem niște reguli suplimentare pe care trebuie să le respectăm toți, nu numai doctorii, astfel încât traseul pacientului să fie mult mai neted și mult mai puțin mai lipsit de riscuri. Dacă fiecare vine și își aplică propriile reguli, atunci
Sigur, reguli există, dar aplicarea lor este diferită. Există fracturi în comunicare, fracturi în îngrijirea pacientului și noi pe astea vrem să le evităm. Totul pentru ca în final fiecare om să plece acasă sănătos și mulțumit.